mă uit așa la voi. Răzvane, e bine? Da. E bine, nu? Știți că se spune că lupul schimbă părul, dar năravul ba. Roman și-a tuns părul, dar năravul și-o fi rămas, o fi rămas la locul lui. Ia treci tu la paravan. Da, după ce a făcut roata într-o mână... Păi da, domnul Șoana, Gabriela, l-a văzut pe Sorin aici și a zis să fie și el cascador. Exact, exact, cascador, popă cascador. Bună combinație. Așa, iată Roman cum vorbește Răzvan. Mai cântăm și noi? Mai cântăm. Ce-ați făcut? La ce vă uitați? Nu că eu v-am zis... Descoperi clapele. Ce-ați făcut? Am descoperit și am verificat clapele. Nu, deci, Romica mi-a închis toate monitoarele. Bandul cântă când îl apucă. Neîntrerupt. Răzvan vorbește într-una. Acum ce credeți? A mâncat castraveți și a băut și apă. Eu habar n-am ce se întâmplă. Deci, emisiunea asta doar ea știe cum se face. Va avea succes. De asta să fii sigur. Da, da. Șaist. Răzvane, vezi tu când și-o face efectul apa. Răzvane, sigur ai băut apă? Da. Roman. Da. Roman. S-au umflat mușchii pe ele. Nu mai vine nimeni odată pentru Roman de când așteptăm. Ștefan, mai încercăm o dată, te rog. Și să intre Andreea. Bună ziua. Bună, Andreea. Bine ai venit. Bine v-am găsit. Avem muște în platou? Da, nu știu, un băiat caut eu, dar nu... Păi tu cauți? Mușteriu. Pe Roman. Pe Roman, da, pe Roman. Și? L-am văzut doar câteva minute la televizor. Așa. Și mi-a plăcut. Pare așa o fire boemă, drăguț. Da. Mi-a plăcut mai mult cu părul mai lung, sincer. Draga mea, tu l-ai văzut de câteva minute. Noi avem deja o relație întreagă cu el, pentru că e aproape de un an la noi aici în platou. Și e plictisitor. Nu este plictisitor, doar că așa l-aș trimite acasă cu o femeie să ne lase în plata domnului ceva de speriat. Deci este pretențios. El este pretențios. Dar ai putea să vorbești cu el. Bună, Roman! Salut, salut, salut! Salut! Vreau să-ți aud accentul. Poftim, cum vrei să grăim, așa sau cum, așa sau așa, sau și vrei să-ți spun? Am înțeles, așa. Paruschi, încercați paruschi. Te-ai intimidat. Paruschi? Ce accent vrei să auzi? Rusă. Știe și rusă? Poate... Chiar mai bine decât română, aș putea spune, da? Am înțeles. Nu am vrut să fac un accent. Specific. Ce? Zi. Ce accent vrei să auzi? De care? Că poți să pui aici ca casete, că auzi orice accent care vrei. Ce vrei? Ce accent vrei să vrei? Accentul iubirii. Aș vrea să ai un accent, să pot înțelege și eu ceva. Asta mi-a plăcut și mie, dar nici eu nu înțeleg niciodată când vorbește Roman, că vorbește prea încet. Eu cred că tu nu ai băut suficient de multă apă. Ia mai taci, măi, din gura aia mare. Măi, se spune despre femei că noi suntem gura live și cu gura mare. Dar decât să ai un Răzvan de ăsta acasă, să vorbească mai mult decât tine?
Da. Roman. Da, Andreea, da? Andreea, da. Andreea, tu vrei să auzi accentul. Bun, spune ce vrei să auzi ca să-ți povestesc câte ceva, ca să auzi accentul. Păi nu, eu cred că nu ar vrea accentul, ci ar vrea să te cunoască. A, bun, atunci, hai să ne cunoaștem, să te cunosc eu. Dacă tu ai văzut că m-ai văzut, ai văzut, n-ai auzit, poate că... eu nu te știu. Câți ani ai? Am 28 de ani. Cu ce te ocupi? Cu diverse lucruri. Cu diverse lucruri? Cred că nu contează ce job am. Îmi place să stau acasă pe canapea, să navighez pe internet, să beau cu prietenii, petreceri. O întrebare, stai cu, cu, da, cu spatele la calculator sau cu fața, ca să-mi dau seama. Roman! Sau cu orice parte a corpului. Stai bine la... pe scaunul ăla acolo sau vrei să spun piedică și să cazi de pe scaunul ăla acolo? Bun, ai spus că stai la calculator, stai întins în pat, foarte interesant. Îmi place să primezi vizite tot timpul, casa este plină. Și măturată? Și măturată, da, depinde, mai îmi pun prietenii să facă din când în când să mă ajute. Și... Serios? Serios? Dar ce prieteni ai? Că îi chem și la mine acasă. Prieteni la Cataramu. Andreea, dar tu câți ani ai? 28, am mai spus. Deci gașca veselă la tine acasă, dar toți iubitori să se tăvălească prin pat, da? Să nu facă nimic, să stea la calculator. Așa să e? Se golănească unde? Ce? În... Tolănească. Să se golănească, tevăli, a se tăvăli. Aha, a se tăvăli. Stați că Roman acum ne ține o lecție de limba română. Dar, Roman, ai mâncat? Bineînțeles. Ai mâncat? Ce ai mâncat? Ați bineînțeles că n-ai mâncat? Nu, bineînțeles că am mâncat ouă, am mâncat ca de obicei. Și castraveți. Smântână, pâine, ceai cu unt. Păi măi, Roman, gândește-te la ce ai mâncat. Așa. Că n-ai mâncat puțin și n-ai mâncat prost. Ai mâncat bine și cu multă energie. Și după pauză, dacă te mai întorci și mai vorbești așa doar pentru tine de zici că bombăni și nu vorbești tare, crede-mă că ți-aduc și o fleică. Poate vorbești mai tare. Revenim. Dar o gaita miu, dar nocica lumna iu, dar spesni toi. Što vdale ti cvjera Da stoj starinaju Da se mi sunaju Što para čam Tak mučila mena Laj, 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 laj La, 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 la La, 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 la Спасибо. Большое, спасибо большое. Пожалуйста. Da, Andreea stă așa ușor plictisită și ușor blazată, zice Carmen. Ultimul lucru pe care ni l-ai spus înainte de pauză este că ai în jur de 28 de ani. Nu știu, să te întreb despre poveștile tale de iubire de până acum. Ai fost căsătorită? Da, da, sunt divorțată. Înainte, ești divorțată? Se scuze, poate? Roman, te rog. Înainte de asta să întreb ceva eu. Se poate? Da. Imaginează-ți că... Da, da. Imaginează-ți că prietenul tău, iubitul tău vine acasă și prima dată, adică iubitul tău cu care tu te-ai cunoscut abia și el se dezbracă și tu vezi că pe chiloții lui, pe partea dorsală sau posterioară,
Roman. Nu. Roman. Este lipit un tampon, adică un absorbant de femeie. Roman, ești nebun la capul tău. Stați un pic. Ce imaginație bogată ai, Roman. Întrebarea este următoarea. La ce te gândești tu? O fi travestit? Stai. Prima variantă de răspuns este 1. Da. La ce te gândești tu? Un pic cam scârboasă întrebarea, dar... Nu poți să rabzi un pic? Ok. Zi, Roman, spui... că mă îmbătrânesc până termin tu. Eu vreau să-i spun, ea începe să vorbească. Asta este rău, foarte rău din partea ta. 1. La ce te gândești? Că nu-l țin sub apele? 2. Roman! Ce? Nu ce? Ce e o vitamină? Ce prostii spui tu acolo? A, B, C, 2, adică B. Te gândești că nu-l mai ține mușchiul anusului? Roman! Te dau afară dacă mai continui, așa te dau afară. Despre ce vorbește omul? Ai mustrări pe conștiință sau de ce îmi pui întrebările? Stai un pic, așteaptă un pic. Voi n-aveți răbdare deloc. Și ultima variantă este că asta a fost un mesaj de la altă... Mă duc să beau niște apă. Sau tu ai varianta ta de răspuns. Nu, eu vorbesc foarte serios și în întrebările mele pe care eu ți le pun... Iartă-mă că-ți spun, dar ți-aș răspunde eu. Aș zice că e un prost. Bravo, Gabriela! Bun, mulțumesc. Dar sincer! Dar tu ce părere ai, Andreea? Nu știu, m-aș uita și dacă are vreun tampon. Deci absorbantul l-am văzut, dar m-aș uita mai bine. Tot aia este! Dar ce discuții inteligente aveți la parafan, deja mă apuc apoplexia. Da, e știrea de gradul zero. Ok, mai bine mă întreb tu ceva. Despre tine știm toate prostiile din lume. Da. Și toate, imaginați-vă că... Posibile și imposibile. Andreea, tu ziceai că ai divorțat. Da. Doriți să știți prostii și despre mine? Doresc să știu și despre tine, da. Zi-mi. Da, am divorțat. Când? Acum un an și jumătate. De ce? Soțul meu s-a întâlnit cu fosta. Mai... Așa, și dacă s-a întâlnit cu fosta, ce? S-au întâlnit și ei pe stradă, nu? Aveau 2 copii împreună, era omniprezentă în relația noastră. Păi aveau copii, trebuia să discute despre copii. Da, i-am prins. Că discutau despre copii? Nu, i-am prins împreună, în pat. Ce ai făcut? L-am prins în pat. Cu ea. Mai făceau un copil. Discutau despre copii, da. Vroia să fugă că l-ai prins sau ce, nu înțeleg. Vroia să fugă că și l-ai prins în pat sau cum, nu vreau înțeles ce înseamnă l-ai prins în pat. El vroia să fugă și tu l-ai prins înseamnă în pat. Înseamnă că și lui plăceau copiii. Roman, hai să nu exagerăm, că nu ești nici tu vreun fraier. Veni cu Pluta. Nu, ea era prietenă cu noi, să ne înțelegem. Venea tot timpul la noi în casă, dar... Și el, pe el l-a apucat nostalgia. Da. Și ea a zis, păi dacă te-a apucat, eu ce să zic? Posibil că temperamentul meu de româncă era prea mult pentru el. Și a decis să se întoarcă la iubirile austriece. Da, uite, eu am niște informații legate de tine și aș vrea să-mi satisfaci niște curiozități. Poți să-mi spui cine ți-a cusut rochia de mireasă pentru nuntă? Da, fosta lui prietenă cu care are copiii. Dar el s-a întors la ea acum? Da. Nu știu dacă mai sunt împreună, nu am informații. Dar voi ați trăit toți trei în aceeași casă? Nu, toți trei cu copilul. Ea venea din când în când. Ea era așa, ca o mamă pentru el mai mult. Pentru el, pentru cine? Pentru soțul meu. Adică mai numai că m-a mai făcut și copii. Cu 2 ani mai în vârstă ca mine. Îl hrănea cu țățică sau ce făcea, nu înțeleg. Roman! Dar ideea e că tipa cosea foarte bine și mi-a făcut o roche brici. Bravo! Și ție ți-a plăcut? Da. Vai! Știți cum sunt hipioții mai...
Da. Da, da, recunosc că ai o gândire și o mentalitate foarte deschisă, da. Da, deschisă. Mai să ne și cunune. Dar cum naiba să nu vă cunune fosta nevastă? Ar fi fost tare. Avea bani. A, și ați fi luat-o de nașa pentru bani? Da. De ce nu? Pentru bani, pentru ajutor. Iartă-mă, dar tu ai așa o atitudine de... nu știu cum să spun eu așa. Toate lucrurile trec pe lângă tine. Cum zice francezul, je m'en fiche. Păi și ce ai vrea să fac? Păi să ai și tu o atitudine de om. Să iei și tu furiele. Dar ce, am atitudine de balenă sau ce? E tot atitudine de om? Nu, asta am vrut să spun, dar... cum să zic, când tu stai așa și vii și îmi spui cu atâta nonșalanță că era să te cunune fosta soția soțului... Păi mi-a trecut, acum îl vreau pe Roman. Îmi pare rău. Cred că dezbatem degeaba. Păi ia, hai să ridicăm paravanul să vedem dacă îl vrei cu adevărat pe Roman. Te beau lângă mine, te beau lângă mine, te beau lângă mine. Te vreau lângă mine, te vreau lângă mine. Te hai tu de bea, te hai tu de bea. Te vreau lângă mine, te vreau, te vreau lângă mine. Ok, în carne și oase. Da. Mai apreciat, mi-ai pus și o notă, nu? Nu dau note. Tu de asta zici că la voi, acolo în casa ta, unde spui tu că sunt mulți oaspeți, s-a petrecut acest fenomen, că l-ai prins pe bărbatul tău cu... Nu, asta e vorba de altă casă. Dar în toate casele s-au petrecut petreceri, să zicem așa. Roman, aș vrea să întreb și eu te petreci cu noi? Da. Ia lăsați-mă că vreau să întreb ceva pe Roman. Da. Ana Harașaia mi-a tibia? Ana Harașa de la mine? Da. Ana Harașa de la mine, или что? Красивая девочка. Da, simpatică. Pentru că eu am o provocare pentru voi. Așa. Roman se vodnaia, bela ieș, corsevă, na zimu. Na zimu. Astăzi vei pune murături. Budem делать консервы, da, am înțeles. O să facem conserve. Conserve? Conserve, da. Conserve. Ce da. Conserve? Conserve pentru iarnă. Murături mai pe românește. Dar nu și cred că mai... între murăturile. Tu știi să faci murături? Așa, ia să vedem murăturii. Bă, dar eu n-am chef. Sincer. Dar de mâncat ai chef? Da. Pofta vine mâncând. De mâncat ai chef, nu? Da, am pus... Roman, te-ai spălat pe mâini înainte? Roman, dar tu ce faci acolo? Că e varză deja tăiată, omule. Asta? Păi mai taie, mai taie, haide. Sunt curioasă și eu ce pui pe fundul borcanului, ia. Ia să vedem, ce să pun eu pe fundul borcanului? Tu de ce nu îți place o păturică, ce se pune pe fundul borcanului? Eu îți pot da sfaturile, dar tu o faci. Plantele aromate prima dată. Eu zic bine, așa, uite, pune mărarul pe fundul borcanului. Mărarul pe fundul borcanului? Ia să auzim. Aaa, foarte bine. Da, și pune. Așa. Andreea, ajută-l și tu. Nu, mie îmi place să facă bărbatul treaba. Așa. A, el stilul... aranjează unii chebana. Nu știu ce face aici. Nu așa trebuie să fac. În stilul ăsta nu cred că o să mănânce Roman. Eu zic să pun un morcov. Andreea, dar tu nu servești? Nu. Bine. Să pun asta. Stai că ți-am zis că îmi place conopida. Poate Andreea are alte talente, mă gândesc. Tu poți să cânti. Să mănânce, da. M-am săturat să fiu gospodină. No woman, no cry. Da. Așa. E, ce să zic, o bunătate ce faceți voi acolo. Așa. Dar să facă și Andreea ceva în timp ce... Nu, lasă că uite, eu mai îi susține moralul, eu mi-am dat ce poți să faci, Andreea? Ce poți să faci? Ar putea să-i tamponeze fruntea lui Roman în timpul ăsta.
Ce-i fac un masaj? Hai de Roman. Nu știu, sau cântă-i ceva. Ia să vedem ce face Roman acolo. Are mâinile prea groase și nu intră. Hai că pun eu dacă te ajut. Stai, tu cântă, cântă. No woman, no cry. Lasă, lasă melodiile astea. No, 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 no. Ah, eu am uitat o chestie. Ce ai uitat? Grăbit. Eu m-am grăbit. Ce ai uitat? Eu am uitat să dau ceasul jos. Asta era ceasul. Ceasul. Era. Sau ai uitat să dai ceasul dacă nu era de aur. Nu-mi dă nici ceasul lui. Să mulțumesc. Tu cântă, cântă. Mai departe. Păi cine a cântat până acum? A cântat doar Don't cry, da. Ce să nu. Așa. Știți cum e? Lui cred că i-ar trebui vreo 200 de borcane să pună 3 kg de murături. Roman, zici că le-ar... Dacă Andreea nu se pricepe, măcar el să facă ceva. Tu? Dar ce vrei? Cu ce vrei să mă ajut? Dar ce ai acolo? Dar niște usturoi, dar niște piper, dar niște dafin. Dar niște... Știți că mi-am dat seama că am uitat să pun foi de dafin la murăturile mele de acasă. E o problemă? Nu. Nu e o problemă, nu? Atât am uitat, dafin. Pepene. Mă gândeam să mai pun acum. Mai bine tai pepenele. Pepenele? Eu pepenele pot să o pun și acum. Așa? Eu vreau să tai pepenele. Nu așa. Vai de mine. Da, vreau să-l tai. Îl tăiem. Dar altceva. Oricum este doar un cuțit. Nu am putea să facem treabă împreună. Așa? Vai, nici nu vreau să mă gândesc. De ce? Pune niște piper, pune niște căței de usturoi. Eu cred că fă-le mai estetic, fă-le mai estetic. Eu cred că n-are nicio treabă ordinea. Roman, dacă pui murături așa, nu se ia pune hrean. Și le aruncă așa la mișto borcanii, nu le așează, ia uite. Ce să mai fac? Apă, oțet! Se pare că te descurci. Eu ce am vrut să vă spun, cred că n-are nicio treabă ordinea. Nu, alea deasupra, deasupra. Ordinea să pui, nu? Da, le pui și tu din ochi așa, dar adevărul este că le pui din ochi, dar să nu lași spații goale. Dacă spații? Pui murături cum ai pus tu, a, mai batele, mai batele, 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 că nu, poate spargi porcanul. Eu nu le sparg. Bani da, să mă sigur, duci la sigur, restaurant, ai? Da, ți-am zis, măi, cum a pus Mihai la Rădulescu murături? A pus murături de Monaco. Adică... Am pus de vedeți toate, voi gogonica, castravetele, varza, nu se mai poartă la Monaco. Sare. Se poartă bune mango bune murat, se poartă prune murate, cu struguri și alte lucruri de genul ăsta. Crezi că ne certăm dacă dai pe ce jos. Face acolo eu cu sarea? 3, a dat sarea pe masă 4, deja. Nu? Dar conform cărui principiu pui sarea apa întâi, un kilogram de apă, o lingură de sare. Conform cărui principiu pui tu atâta sare acolo? Eu pun sarea la un litru de murături, pun o lingură de sare. Aici sunt vreo 5 litri, nu? Nu. Sau se pune așa, la un litru de apă, așa, se pune o lingură de sare. Problema este că nu se pune peste murături sarea, de ci ce? Se pune peste apă. Pentru că e posibil ca acolo să-ți intre 5 litri de apă sau să-ți intre la fel de bine 2 litri de apă. Tu n-ai de unde să știi la sfârșit. E vorba de legea scufundării corpurilor, Roman. Da, mulțumesc cu fizica. Da, și cât face, și cât face cu totul. Și cât face? Și cât face în total dacă e? Piper, piper. Pune eticheta, murături pe Roman. Vai, nu cred că faci chestia asta. Te iau de bărbat. Tu cântă, cântă, cântă. Roman, crezi că așa-ți făcea și vecina ta murăturile când ți le aducea? Ce? Așa-ți făcea și vecina ta care ziceai că te ajută? Eu nu știu cum face ea, dar poți să faci, să torni apă fiartă, asta se numește marinat. Și atunci, după principiul pe care îl fac eu, și pot să mai pui asta, borcan, puțin ulei. Pui să se fiarbă. De ce să se fiarbă? În bel marin. Și atunci se primește ceva, adică iese ceva pasteurizare, pasteurizare, nu? Adică pe alt principiu să fac conserve, nu numai murături, pot să faci... Dar nu murăturile. Lumina bună. Dar ce dragă, asta e rețeta la Roman. Ce care e problema? Foarte bine ai făcut. Nu știu ele cât o să țină, nu știu cât o să țină, dar cu cât mai mult sare pui, cu atât ele sunt mai sărate. Mai sărate, corect, da. Da. Și bei mai multă apă și... Da, și te duci la toaletă.
da, și faci pietre la rinichi. Da, ce să facem? Alea sunt murăturile voastre. Da. Oricum, mie îmi plac mai mult cele noțet. E bun? Andreea, dar tu n-ai participat, nu vrei să pui și tu? Am participat, i-am spus când să pună sarea. Mulțumesc. Colegi, vreți? Roman, vreau să te întreb și eu ceva. Da. Se pot vinde castraveți la grădinar? La pepenar, poate. La pepenar sau la cine? Castraveți la grădinar, se pot vinde? Da, pot să vindeți ce vreți și, da? Bineînțeles, cui vreți. Și praful trebuie vandabil. Puteți să vindeți ce vreți. Da, pe principiu, dacă așteptam după murăturile lui Roman, muream de foame. Bine că ne-am pus murături. Iar dacă așteptam după murăturile Andreei, cred că mâncam niciodată. Sunt mai lentă așa de fel. Da, nu-i nimic, că mergeam la Monaco și mâncam de la Mihaela. După părerea dumneavoastră, bine le-am făcut sau nu? Foarte prost. Foarte prost. Probabil, foarte prost, probabil Andreea are alte calități. Da, ești bun de nevastă, crede-mă. Da, dar eu repede mă învăț. Și am să spun de ce le-ai făcut prost. Odată pentru că n-ai pus chiar tot ce trebuie acolo, n-ai avut răbdare să le așezi și au intrat foarte puține murături. Adică eu atât scot odată cât ai pus tu acolo în borcanul ăla, scot odată să așez la masă când am musafiri, înțelegi? Ori dintr-un borcan din ăsta trebuie să mănânci cel puțin de două, dacă nu chiar de trei ori. Am dreptate? Da. Pentru că dacă făceam cum le-ai făcut tu, probabil că mi-ar fi trebuit vreo 20 de borcane să pun murături. Iar apropo de felul în care le-ai făcut, ți-am zis, faza cu sarea nu e ce trebuie. N-a fost ce trebuie. Dar cum voi faceți sare? Voi puneți sare și o amestecați? Nu, eu știu cum fac, pun apa la fiert, o măsor. Așa. Să fie în funcție de câți litri sunt, pun câte o lingură de sare și lasă fiarbă să se omogenizeze sarea acolo. Kilogramul, după da? Litru de... Și vreau să spun că eu pun soluția fierbinte. Cum o iau de pe foc, o las să clocotească 10 minute, cu polonicul, cu nepolonicul, o arunc acolo peste murături. Fierbinte. Dar... Este și varianta rece, nu? Se poate pune în... Eu n-am auzit de varianta rece, dar am auzit de varianta sarea în bucate, așa cum e iubirea. Roman! Da. Idi guliați nei? Nu idu guliați nei. Nu, eu ați văzut că... L-am întrebat dacă se duce la plimbare. La da, plimbare nu se duce. Nu. Nu, nu mă duc, cer scuze, dar o fată care sau o femeie care să mă urmărească ce fac eu, poate eu nu fac bine, nu știu dacă bine sau nu, mie îmi trebuie o femeie care să poată să facă ceva, gospodină. Nu să stea să cânte no, no woman, no fry sau no fry. No, no fryer. Da. Bine, atunci rămâi cu murăturile tale atunci. Da, și aspectul tău, pare o femeie care nu miroși sare, ceva, nu? Nu? Roman! Ce, eu cred că ar trebui să-ți mai schimbi stilul vestimentar. Fiecare are... E din amestă. Da? Bun, la svidania. La revedere. Ceau! Da, n-am mai apucat să-i mulțumim Andrei. Noi oricum îi mulțumim. Luăm pauză și ne revenim. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. And I try, and I try, and I try, and I try. I can't get no satisfaction when I'm driving in my
No, no, no. Hey, hey, hey. Oh, that's what I say. I can't get no. Asta era pentru Roman. I can't get no satisfaction. Și eu atunci nu-i mulțumit. Știi cum e? Lasă ca până la urmă tot își găsește el pe nașu. Cineva. Nașu. Da, nașa. Și dacă nu se controlează, se controlează cu castraveții. Și să fie calăbuș așa, calăbuș. Rău. Acum ai dulău. Ho, ho, ho. După aia... Bine, dar o să fie de bine. Pentru că va fi fericit până la urmă. Da. Știi cum e? Pe Roman în două lăbuțe îl vedem în fiecare zi stând. În patru lăbuțe. Ca un cățel așa. Nu e problemă. M-ați văzut și în patru, cred că, nu? Da? Da, când cu cățelul, când era Oxy. Dacă ți-l aduc acum pe Oxy, fugi mâncând pământul. Că s-a dublat și v-am zis că era să doboare un bișon. No. Să calce pe stil. Alu vecinu. Deci nu mai puteam să-l țin. De fapt e alu vecina bișon. Ai vrut să te dai mare că ai vecin. Da. Sper să nu rămână traumatizat nici bișonul și nici... Vecina. Vecina, da. Nu că vecina era disperată și îi zicea bișonului: peste două luni asta te mănâncă cu totul! Da, deja este foarte rău, dar așa trebuie să fie. Rău și frumos și deștept. Dar...